Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre Izvorul iubirii, un pelerinaj în inima spiritualității creștine, o carte scrisă de sociologul american de origine cipriotă, Kyriakos Markides, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină. Este o lansare de carte în cadrul unui eveniment frumos, cea de a patra ediție, ediția de toamnă a târgului online de carte Elephant Fest, și alături de noi este domnul profesor Teodoru Ghiondea. Iată așadar cea de-a treia carte care închide povestea trilogiei atonite a sociologului american Kyriakos Markides. După Muntele Tăcerii și Darurile Deșertului, iată de data aceasta Izvorul iubirii, un pelerinaj în inima spiritualității creștine. Domnule profesor. Această trilogie atonită cu siguranță că este un eveniment spiritual. Și până la urmă, ultimul volum este ceea ce știm din eful mediu, când, după o expresie hermetică, într-adevăr, sfârșitul încoronează opera. Finis corona topus. După un munte al tăcerii în care s-a pătruns încet, încet, în taina, în misterul adânc, spiritual și înalt, care duce spre Dumnezeu la Sfântul Munte, am trecut după aceea prin deșert, prin deșertul lumii noastre și deșertul nostru interior, și am reușit să căpătăm, să dobândim, să câștigăm darurile acestea ale deșertului, al acestui gol, a acestei absențe aparente a lui Dumnezeu, unde ne-am convins că Dumnezeu este înăuntru nostru și nu trebuie să-L căutăm în afara noastră. Iată că e și al treilea pas, ca într-o poveste, într-adevăr, minunată poveste, al treilea pas, că întotdeauna într-o poveste știți că apare a treia zi, al treilea frate, e și acum, al treilea ceas, ca să spun așa, sau a treia etapă, când ajungem la esența, acestui drum spiritual spre desăvârșire și spre Dumnezeu. Ori, din titlu aflăm că, de fapt, cheia este ceea ce constituie leitmotivul, dintr-un punct de vedere, aș spune exterior și profan, leitmotivul Sfintei Scripturi, dar care este esența însăși a creștinismului, și anume iubire. De ce este o carte foarte importantă? În primul rând, aș spune eu, pentru că suntem obișnuiți în limbajul curent să înțelegem prin iubire mult mai puțin decât înseamnă ea de fapt. Că întreaga noastră viață este sub semnul iubirii. Ne naștem din iubire, am fost creați din iubire, din iubirea lui Dumnezeu. Toată viața noastră se derulează între o lipsă de iubire și prezența iubirii. În ceea ce privește cunoașterea, activitatea noastră intelectuală este mai mult sau mai puțin, dar până la urmă cea mai vizibilă dintre toate este iubirea, în sensul că toate etapele prin care trecem noi de-a lungul vieții sunt legate direct sau indirect, mai mult sau mai puțin, de iubire, începând de la iubirea simplă, de la afecțiune, de la o emoție care ne impresionează foarte mult, de la un sentiment până la iubirea spirituală, care este un mod extraordinar de cunoaștere, este un mod special de cunoaștere. Și noi știm că fără cunoaștere nu există practic iubire. Iubirea și cunoașterea sunt două fețe ale aceluiași adevăr. Ceea ce este iarăși foarte frumos și cu totul, aș spune eu, motiv de a te împlini interior, este că această carte, în cea mai mare parte, este prezentând iubirea și, hai să-i spunem, examinând, da, acest sens foarte sus al iubirii, dar până la iubirea de Dumnezeu, are în același timp, aș spune eu, printr-o ingeniozitate a autorului, dacă vreți, dar și printr-o necesitate interioară din punct de vedere spiritual și psihologic, are ca temă în foarte multe capitole căsătoria. Deci aduce sau pornește, ca mai bine spus, acest excurs despre iubire, despre toate formele iubirii, de la cea mai simplă, aș spune eu, până la cea mai înaltă, nu, până la iubirea de Dumnezeu, din imediatul nostru.
din ceea ce reprezintă până la urmă acel aproape al meu pe care îl iubesc și trebuie să-l iubesc mai mult decât pe mine însumi și care de data aceasta nu mai este spus în general, ci este spus, ca să spun așa, pentru cineva anume care stă lângă tine, cu care te-ai legat pe viață în fața lui Dumnezeu, prin slujba, prin taina comuniei, care este una din cele 7 taine fundamentale, nu? Și atunci, sigur că până la urmă îți dai seama că căsătoria cu care suntem obișnuiți, ca să spunem așa toți, înseamnă mult mai mult. Vedeți, de asta spun că este o carte prețioasă și dintr-un punct de vedere, hai să-i spunem, pedagogic, dacă vreți. În sensul că cineva care este căsătorit descoperă în carte că acea căsătorie pe care, după care el este legat de 2 ani, de 3 ani, de 5 ani, de 7 ani, înseamnă foarte mult și că este o cale de desăvârșire spirituală până la urmă. Nu este o simplă conveniență, nu este un obicei numai, nu este o nevoie biologică de celălalt, ci este mult mai mult, este o șansă pe care o dă Dumnezeu ca tu să pornești pas cu pas spre desăvârșire și să te apropii de El. Un părinte spunea un lucru cutremurător. Vorbind cu discipolii lui, întreabă, voi știți ce este iadul? Voi știți ce este? În fine, discipolii dau răspunsuri mai subtile, mai puțin subtile. Dar părintele spune, nu mi-ați spus un lucru fundamental. Iadul este locul fără iubire. Iadul este locul fără iubire. Un cuvânt foarte mare. Dacă stăm să ne gândim la ceea ce spunea părintele, e un maestru spiritual, de fapt. Ne dăm seama că, într-adevăr, știm că raiul și iadul nu sunt în altă parte. Le trăim. Le trăim pe parcursul vieții în intensități diferite. Sunt oarecum în noi. Și atunci, sigur că încep să te temi de acea parte din tine în care nu se mai află iubire. Spuneam că iubire înseamnă foarte mult. Și mult mai mult decât ne gândim noi în mod general. În carte, în capitolul 3, de exemplu, ni se amintesc niște calități, 9 calități. Și ele încep, aceste 9 calități, această serie, începe cu iubire. Iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea și înfrânarea. Dacă le privim pe toate celelalte 8, în afară de primul care este iubirea, o să vedem că toate sunt formele iubirii. Sunt forme de iubire. Le putem numi dar, de altfel cum o face și Părintele Maximos în dialogurile cu Kyriakos Markides, le putem numi daruri ale Duhului Sfânt? Sigur că sunt darurile Duhului Sfânt, categoric, dar ceea ce ni se cere și ceea ce spun părinții este că aceste 9 daruri pe care noi le avem cu cel mai important iubirea, trebuie să pornească, să izvorască din adâncul sufletului nostru. Nu trebuie să ni se ceară așa ceva. Noi trebuie viața noastră să ne străduim ca să avem o viață atât de dreaptă și atât de conformă cu ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, încât aceste nouă izvoare cu darurile Sfântului Duh, într-adevăr să facă să rodească sufletul nostru. Dar asta spuneam, că în fiecare din aceste calități există iubire. În bunătate este o formă a iubirii. Răbdarea este o formă a înțelegerii care pornește tot din iubire. Bucuria este o iubire mărturisită. Adică sunt, până la urmă, celelalte 8 calități sunt tot niște moduri, niște trepte în care sufletul nostru se obișnuiește cu iubirea sub diferitele ei aspecte. Vedeți? Platon numea înțelepciunea, o definea ca fiind a învăța să mori. Spune un lucru foarte, foarte, foarte adânc și foarte prețios. Viața noastră toată este sub semnul morții, de fapt. Viața noastră biologică este sub semnul morții. Adică în momentul în care ești conceput, știi sigur că vei schimba acest plan de existență. Dar viața noastră,
nu se termină aici. Este ca și iubirea lui Dumnezeu, care nu se limitează numai la mine sau la dumneavoastră sau la un altul sau numai la unii, ci totul intră în iubirea lui Dumnezeu. Viața noastră nu se termină aici și ea se continuă în mod minunat tot prin iubire. Pentru că cine a trăit în iubire și moare în iubire, găsește iubirea dincolo. Ori dacă iadul, ca să simplific puțin, e lipsa de iubire, unde poate să intre decât în paradis, având iubirea? Și vi-l aduc aminte pe Dante, cine îl conduce pe Dante până în paradis? Beatrice, nu? Bice, care este o imagine a Maicii Domnului. Noi știm că Maica Domnului este extrem, extrem de importantă, pentru că ea înseamnă în toată tradiția abrahamică, înseamnă enorm. Și în iudaism, și în creștinism, și în islam. Înseamnă enorm, Sfânta Fecioară. Ea este iubirea dusă până la acceptarea sacrificiului. Ea este curățenia, este puritatea care îl obligă pe oricare care se gândește la ea să devină măcar în parte iubitor. Acum gândiți-vă, atunci când citim o carte ca aceasta, un bărbat care este însurat și care citește cartea aceasta și vede ce înseamnă căsătorie și se gândește numai pentru o clipă la Maica Domnului, vă dați seama că nu se poate să nu transforme în el lucrurile care încă mai zac în umbră, în penumbră, în întuneric în el, nu? Nu se poate să nu se lumineze. Tot părinții vorbesc în capitolul 3 și despre cele 9 contracalități. Iubirea cu ură, bunătatea cu avariția. Vedeți? Adică înțelegem și din această carte că ceea ce este peste măsura lucrurilor, întotdeauna poate să capete o înfățișare opusă, contrară a calității pe care... Da? De exemplu, iubirea poate să ajungă la patimă, care nu e pasiune. Pasiunea este o calitate, este o ardență deosebită, este o putere, o intensitate foarte mare a iubirii. Nu? Dar atunci când ea depășește măsura omenească, îngăduită de Dumnezeu, ea se transformă în patimă și acesta este un viciu. Este o contracalitate, nu? Vedeți, noi trăim într-o lume în care aceste trei cărți la un loc și cu ultima, cu Izvorul Iubirii, ar trebui să însemne foarte mult pentru viața noastră. Viața noastră care e atât de frământată astăzi și familia care este, așa cum știm, de mulți ani în urmă a început toată aceasta, aș spune eu, ofensivă împotriva familiei și nu mă feresc să o numesc ofensivă. Sunt interese vinovate la mijloc, dar mesajul lui Dumnezeu este etern. El nu ține de modă. Vedeți, atunci când o tradiție trece printr-o perioadă de criză, cum se trece și acum, printr-o perioadă de criză. Nu trece prin perioada de criză nici creștinismul, nici islamul, nu, ci cei care o practică, care sunt oameni. Și Dumnezeu știe că omul este pătimitor, este natura lui să fie așa. Știe că omul greșește, știm din slujbă. Numai tu ești fără de păcat, dreptatea ta e dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Deci numai el este cel care nu greșește și nu poate greși. Nu? Dar noi ca oameni greșim. Ori atunci când te gândești, când ceri iertare lui Dumnezeu, pentru ce ceri iertare? Pentru iubire. Pentru iubirea lui Dumnezeu. Faci apel la iubirea lui Dumnezeu, la ceea ce se numește misericordie și este un cuvânt care e adevărat. Este puțin folosit în limba română. Dar eu personal țin foarte mult la el pentru că este compus din două cuvinte, miserere cordis, care înseamnă o plângere a inimii. Ori Dumnezeu când vede că sufletul tău, că inima ta plânge, părându-ți rău de încercările la care n-ai făcut față, în care n-ai putut rezista, iubirea lui te salvează din toate lucrurile astea.
cheia vieții este iubirea. Nu există altă cheie în afară iubirii. Iubirea este cea care îți dă și măsura lucrurilor. Iubirea este cea care îți deschide poarta înțelepciunii lui Dumnezeu. Înțelepciunea pornește cu iubire. Nu există înțelept care să urască. Nu există așa ceva. Deci, acest izvor al iubirii este inima noastră, pentru că tot acest pelerinaj de care ați amintit la început, că este un pelerinaj în inima spiritualității, este un pelerinaj în inima noastră a fiecăruia. Aceasta este cartea. Se vorbește în capitolul, în alt capitol, în capitolul 4, despre roadele Duhului. Ce dau aceste nouă calități? Și se mai vorbește de un lucru de care noi astăzi suferim foarte mult, mai ales în situația în care ne aflăm de 2 ani încoace. Despre frică se vorbește. Frica, teama aceasta continuă de o boală, de o, mă rog, pandemie, de tot ce avem, are, se spune, izvorul, așa spun părinții, că izvorul este absența iubirii și a lipsei de încredere în Dumnezeu. De acolo pornește frica noastră. Cel care are încredere totală în Dumnezeu nu înseamnă că își părăsește, cum să spun, că ignoră, își ignoră nevoile, necesitățile și așa mai departe. Nu, nu ăsta este sensul. A te lăsa, a te abandona la voia lui Dumnezeu, nu înseamnă să încrucișezi mâinile și să aștepți ca totul să vină de la El. Nu, pentru că ai răspundere cum are și El până la urmă s-a încărcat de această răspundere față de tine, că ești creatura Lui. Și tu ai față de El. Și atunci, a avea încredere în Dumnezeu nu înseamnă că acum nu mai trebuie nici să te ferești și poți să faci orice, pentru că nu ăsta este sensul. Sensul este acela de luciditate. A iubi cu luciditate este o calitate. A iubi fără luciditate se transformă în patimă. Adică în contraiubire, aș spune eu, care nu este neapărat. În limba franceză este un cuvânt pe care francezii mai stilați îl folosesc des. Dezamour, iubire, și dezamour, lipsă de iubire. Nu spun chiar ură, știți? Cineva pe care îl neiubești sau ceva care, pe care îl neiubești. Este o subtilitate a limbii, e adevărat. Dar ea spune ceva, că chiar și în situația asta trebuie să ai înțelegerea lucrurilor și să pornești de la premisa că iubirea lui Dumnezeu cuprinde totul, că asta te învață. Vedeți? Noi trăim până la urmă într-un deșert foarte zgomotos, e adevărat, foarte acaparator și vampiric, aș spune. Singura soluție este această iubire de Dumnezeu. Nu iubirea de sine, ci iubirea de Dumnezeu. Pentru că iubirea de Dumnezeu este cea care îți protejează toată ambianța interioară și de aici tot drumul pe care îl parcurgi în viață ca să ajungi la el. Este o carte importantă și aș da un mic sfat. Ar fi foarte bine ca după ce se citește această carte, a treia carte din trilogia Tonită, să se reia fără pauză cele trei cărți. Și veți vedea că sunt de o minunată continuitate și capătă un sens total cu totul deosebit. Adică lucrurile se încheagă atât de minunat, se leagă atât de minunat, încât nu cred că rămâne cineva insensibil la această minunată trilogie atonită scrisă de Marchides. Probabil că dacă la început există această firească umană curiozitate, ce ne va spune Kyriakos Markides în cel de-al doilea volum sau în cel de-al treilea? Exact cum a spus și noastră, a doua oară când venim să le recitim, putem să o facem una după alta. E ca și cum simțim, exact cum a spus și noastră, că curge, precum izvorul iubirii, da? Curge există această continuitate și de a înțelege anumite concepte, anumiți termeni. Da, în practica spirituală lucrurile se fac cu un anume ritm.
Și aceste trei cărți, atunci când eu le-am recomandat prietenilor mei și cunoscuților mei, le-am recomandat nu neapărat în ordinea în care ele au fost tipărite. Publicate, da. Da, publicate. Ea a fost, a coincis, dar ele sunt unul după altul într-o continuitate anume. Nu sunt trei volume pe care poți să le citești în orice ordine dacă vrei să ai imaginea totală și maximum de beneficiu sufletesc și spiritual din partea acestei cărți minunate. Și de asta am spus, după ce le-ai citit pe rând, așa cum ele au fost publicate, o lectură continuă de la un capăt la celălalt asigur pe oricine că este de maximum beneficiu sufletesc și de o mare bucurie și o mare, ce să spun, intensitate și simte acea lumină care începe să strălucească în inima lui. Să extragem maximum din dialogurile părintelui Maximus. Da. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de domnul profesor Teodoru Ghiondea despre cartea Izvorul iubirii, un pelerinaj în inima spiritualității creștine, cea de-a treia carte care încheie, întregește trilogia atonită a sociologului american de origine cipriotă Kyriakos Markides, o carte publicată ca și precedentele două, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină a editurii Herald. Noi vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și de această dată. Vă dorim o zi minunată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!